A doua epistolă a Apostolului Petru, capitolul 3, începem citirea cu versetul 8 până la versetul 12, care se încheie cu o întrebare. Pagina Scripturii, ediția Conelescu, 1198. 2 Petru, capitolul 3, începem citirea cu versetul 8. Dar, preiubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi pentru o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, doamnelor și domnilor, prin binecuvântarea Domnului suntem împreună la părtășie și după momentele înălțătoare, când inimile noastre au stat înaintea Domnului cu laudă, cu rugăciune, urmează să ascultăm al Domnului cuvânt, continuând să ne rugăm ca Domnul să deschide ușa de cuvânt. Amen. E foarte important să continuăm rugăciunea aceasta, pentru că dincolo de ce reușesc eu să spun, încerc să spun cât mai bine, cât mai pe românește, cât mai pe înțeles, însă mai presus de lucrul acesta, Duhul Sfânt să ia cuvintele mele și să le aducă în inima dumneavoastră exact ceea ce vă trebuie, Doamne ajută! Amin. Le spuneam și la alți frați, câteodată mi se întâmplă ca după o predică să vină cineva și să-mi povestească cât de marcat a fost el de mesajul pe care l-am adus eu și spune niște lucruri particulare pe care eu nu le-am pomenit și îmi spune cum ai spus și dumneata. Și eu mi-aduc aminte foarte bine când am spus așa ceva. De ce? Pentru că pe lângă ceea ce spun eu aici este prezent Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și în timp ce se predică Scriptura, Duhul Sfânt cu amabilitate, cu finețe, se apropie de fiecare dintre noi și spune, uite, problema asta tu trebuie să o rezolvi. Și el trăiește cu impactul ăla că predicatorul i-a spus lucrul acesta. Stimații mei, când se cântă în adunare, când se predică, Duhul Sfânt e la lucru. Și El vorbește inimilor noastre. În seara aceasta am ales acest pasaj biblic ca să vă aduc aminte că mergeți pe o finalitate a lucrurilor. După cum vedeți, lucrurile încep să se precipite împrejurul nostru în lumea aceasta, dar pentru copiii Domnului este pregătit un cer nou și un pământ nou. Acolo trebuie să ajungem noi. Nu o să discut despre cerul vechi, pământul vechi, ce se va face cu el, cartea Apocalipsei și alte cărți profetice vorbesc de lucrul acesta, dar vorbesc despre un singur lucru. Apostolul Petru vine și spune că cei care se califică ca să ajungă în lumea nouă a lui Dumnezeu, în cerul nou și pământul nou, se pune o întrebare, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Trebuie să ai o anumită calificare, trebuie să ajungi la un anumit nivel. Trebuie să ajungi la o anumită stare ca să poți moșteni, să poți fi în lumea nouă pe care Dumnezeu deja începe să o pregătească, pentru că asta veche va trece cu trosnet. Trupurile cerești se vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Așa spune Scriptura. Și în momentul acela există un transfer din lumea aceasta a celor care sunt morți vor învia, a celor care sunt vii vor fi transferați și vor fi duși în împărăția lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Nu uitați, toate transferurile acestea și transformările vor avea loc la nivel de trup. Adică trupurile noastre vom primi trupuri ca să accesăm lumea lui Dumnezeu, care va fi o lume pe care nu putem noi descrie și n-a putut nimeni să o descrie. E o lume extraordinară și pentru asta ne trebuie trupuri. Dar în trupurile acelea vom locui noi. Cu pocăința de aici, cu smerenia de aici, de aceea noi trebuie să ne pocăim din mândrie aici. De aceea noi trebuie să ne pocăim din minciuni aici. De aceea noi trebuie să ne pocăim din dispreț aici. Când noi vom merge acolo cu trupurile care ni le va da Dumnezeu, dar pocăința noastră trebuie să fie de aici, Doamne ajută! Foarte mulți oameni își închipuie că el când pleacă din lumea aceasta, pleacă mai nervos, pleacă mai neiertător, pleacă așa, păi așa mori. Când înviez, el crede că Dumnezeu îi dă o stare în care e foarte iertător, e foarte calm. Nu, cine moare, ăla înviază. Și cum înviez, așa intre în lumea nouă. Și vreau să vă spun, în lumea nouă nu va intra nimic spurcat și întinat.
De-aia pocăința trebuie trăită acum. De-aia Dumnezeu întârzie în aplicarea venirii sale ca niciunul din voi să nu piară, ci toți să vină la... să ne ajute Dumnezeu. Pentru că se apropie sărbătorile de iarnă și atunci ne aducem aminte, din păcate, cam rar de momentele acelea și de oamenii speciali din vremea aceea, aș vrea să cumulez și în seara aceasta să vă vorbesc despre categoriile de oameni pe care Dumnezeu i-a apreciat când a venit Hristos în lume. I-a apreciat, i-a trecut pe paginile Sfintelor Scripturii, atât pe ei și cât în mod special atitudinile lor, ca să vedem ce fel de oameni apreciază Dumnezeu. Pentru că atunci când va veni din nou a doua oară Domnul Iisus Hristos, aceleași categorii de oameni vor fi onorați. De aceea o să încep prezentarea aceasta în succint, ca să putem să ne încadrăm și să vedem pe unde suntem și noi. Prima categorie de oameni despre care vreau să vorbesc și pe care Biblia îi apreciază sunt cei ce verifică totul cu Scripturile. Cei ce verifică totul cu manualul, cum s-ar numi. Sfânta Scriptură ne spune că împrejurările Betleemului erau niște ciobani care își pășteau oile. Și la un moment dat, spune cuvântul Domnului, s-a prezentat un înger în fața lor. Bineînțeles că ciobanii s-au speriat că nu toată ziua aveți îngeri. Groaza i-au cuprins, iar îngerul le-a spus, nu vă temeți, căci astăzi vă aduc o veste bună. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor. Și îngerul le spune, îl veți găsi culcat în troiesle și înfășat în scutece. Este un copil de parte bărbătească. După care, împreună cu îngerul, se unește o mare oaste cerească și pentru prima dată cântă un cor în Biblie. Pentru prima dată. Ne-ar fi plăcut să ne fi rămas partiturile. Ne-ar fi plăcut. Mai ales grupul Ildat, numai după alea mergeau, cred că. Ne-ar fi plăcut. Dar nu ne-a rămas partiturile, pentru că nu asta e important în ochii lui Dumnezeu. Nu muzica și armonia e importantă, ci versurile. Și mesajul a fost foarte clar. Mesajul a fost clar. Pace pe pământ între oamenii plăcuți lui Dumnezeu și slavă lui Dumnezeu în locurile. Mesajul e foarte clar. Iubiții mei, dacă între oamenii plăcuți lui Dumnezeu nu există de multe ori pace, știți de ce? Pentru că slava nu-i dată lui Dumnezeu. Slava o luăm și o băgăm în buzunarele noastre. Că suntem bine, că arătăm bine, că predicăm bine, că suntem buni gospodari, bune mame, buni tați, buni șoferi, buni faionțori, ce-i mai fi, noi suntem grozavi de buni. Și slava nu-i o dăm lui Dumnezeu. Și pentru că suntem atât de buni, nu ne împăcăm unii cu alții. Ne simțim jicniți. Avem un orgoliu grozav de șoferi buni. Avem un orgoliu grozav de pastori buni. Avem un orgoliu grozav de cântăreți buni. Și când găsim pe altul care ne spune, Doamne, nu ești chiar așa de bun, dintr-o dată, noi suntem oamenii lui Dumnezeu, dar nu ne mai împăcăm. Oricâtă vreme luăm toată slava și o dăm lui Dumnezeu, între oamenii plăcuți există pace. Slăviți să fie Domnul! De aceea mesajul acelei foarte... Nu știu cum o fi arătat el pe versuri, o să întrebăm când ajungem în veșnicie, îi ceream la îngeri, la dirijor, cred că au avut și dirijor, băi, dă-ne partitura pentru că toată viața ne-a înguitat. Pentru că e important pentru noi. Și pentru Biserica Domnului foarte important de vegheat. Atunci când se cântă în biserică, văd că foarte multe formații merg prin niște acorduri, de multe ori iau acordurile astea din lume, le aduc în biserică aici, pentru că le pun acolo. Important sunt versurile respective. Uită-te, versurile au o acoperire biblică, versurile au corespondent biblic, verifică lucrurile astea. Doamne ajută! Încheie aici paranteza aceasta spunându-vă că după ce au cântat ăștia cântarea și au terminat de prezentat cântarea aia corală pe care au avut-o ei, au plecat, s-au întors în cer, spune Biblia. Și m-aș fi așteptat ca șeful ciobanilor să spună așa, băi, voi ați mai văzut vreun înger? Păi nu, și noi tremurăm și acum că l-am văzut pe ăsta. Și corul ăsta. Păi dacă îngerul ăsta a spus că în Betleem s-a născut un băiețel și nu o fetiță, păi băiețel ei băi. Și dacă băiețelul ăsta nu-i pus într-un leagăn, nu-i pus într-un altceva, e pus în iesle, păi e în iesle. Și dacă e înfășat în scutici, păi așa-i. Mergem noi și verificăm ce ne-au spus îngerii? Nu, nu, ciobanii ăștia se scoală și spun, haidem să vedem dacă ceea ce ni s-a spus este întocmai. S-au dus la Betleem, au găsit pe prunc pus în iesle, pe mama lui, au povestit ce li s-a spus și spune Scriptura în Evanghelia după Luca, capitolul 2 cu versetul 20. Și păstorii s-au întors
slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau în tocmai cum li se spuseseră. De ce bucuria asta? Au verificat informația dată de îngeri și au văzut că e exactă. N-au spus, cred că e așa, poate că e așa. Nu, nu. Au verificat-o și acum aveau bucuria că sunt contemporani unor evenimente unice, pentru că erau în tocmai. Tot în perioada respectivă, spune Scriptura că au venit niște oameni, niște personalități ale lumii din vremea respectivă. Nu erau astrologi, ci astronomi, se numeau magi. De la o depărtare mare au venit, erau cunoscuți ai vremii din timpul respectiv. De aia nici Irod nu le-a pus sub semnul întrebării autenticitatea și faptul că sunt personalități. Oamenii aceștia s-au oprit la poarta lui Irod și au pus o întrebare care l-a bulversat, l-a tulburat și pe Irod și tot Ierusalimul. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Spune Biblia că Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Aș vrea să vă întreb, în Ierusalim erau preoții? Da, ei pe acolo își petreceau vremea. Și marele preot și ceilalți preoți și leviții, toți erau prin Ierusalim, la templu. Toți erau acolo. Câți dintre ei au pus întrebarea la un moment dat, băi, Irod ăsta nu se ocupă cu chestii religioase. El se ocupă cu câștigat de bani, cu mai construit, mai și așa, cu distracții se ocupă el. De când vine el să ne întrebe unde ar fi trebuit să nască Mesia? Că îi adună pe toți și îi întreabă unde ar fi trebuit să nască Mesia. Și ăștia cunoscători ai Scripturii le spune, în Betleemul din Iudeea, că iată ce este zis prin profetul Mica. Și tu, Betleeme, nu ești din de cum cea mai neînsemnată dintre cetățuile lui Iuda? În Betleemul din Iudeea. Îi dau răspunsul, ăsta se întoarce la magi și le spune unde ar trebui să nască Hristosul, ăștia pleacă și ăștia trebuie să aprindă un beculeț. Măi, dar de ce întreabă Irod de asta? Nu cumva are legătură cu străinii ăia care au venit și ne-au tulburat toată cetatea? Bine, nu se duce marele preot, că e prea sus. Nu se duc următorii, că e prea sus. Dar aveau apros, domnule. Păi ia mergeți voi și vedeți unde se duc ăștia. Ce fac ăștia prin țara asta? Câți au trimis să verifice informația? Pe nimeni. De ce? Cum știm noi, așa e bine. De-aia mântuirea s-a născut în timpul lor, a trăit în timpul lor, a mântuit o grămadă de oameni și încă mântuiește și ei au rămas nemântuiți, pentru că n-au verificat informația. Astăzi stăm în fața Evangheliei, frații mei. Astăzi, într-o vreme a înșelării, astăzi, într-o vreme când se predică cuvântul Domnului, tu ești chemat să verifici informația și Dumnezeu îi apreciază pe cei ce verifică informația, pe cei ce verifică tot ce aud și tot ce văd. La momentul actual sunt o grămadă de neadevăruri, de știri false, nu spun în engleză pentru cei mai în vârstă, de știri false, există o grămadă de asemenea adevăruri, ni se prezintă numai hrană prelucrată sau informații prelucrate, la noi nu ajung informațiile care sunt în primă mână, ce s-a întâmplat, ci toate informațiile astea ajung doar la câteva surse de informații, acolo psihologi și oameni care gândesc, băi, dacă dăm informația asta brută, îi speriem, se mută oamenii, își vând averele, fac cu tare. Noi vom lua informația care se aude, o prelucrăm sau o blocăm totalmente. Iar pe posturile de știri ajunge numai situațiile pe care le aprobăm noi. Ca atare se numește hrană mestecată, o numesc psihologii. Asta se ia de la domeniul respectiv, când nu erau borcanelele astea pentru copii mici. Și când mama, de exemplu, avea un biscuit cu măr, mama nu-i putea da biscuitele separat, mesteca ea mărul și biscuitul și îi dădea la copilaș hrană mestecată deja. Așa se iau informațiile, se mestecă și ni se dau numai hrana care trebuie să producă în noi exact ceea ce trebuie. Ori în lumea aceasta, acestor informații truchiate, chiar false, avem ceva care e adevărul absolut și ăla e cuvântul lui Dumnezeu. Asta nu l-a transformat, așa au rămas. Sunt manuscrise după care găsești originalul Sfintelor Scripturi. Și cu toate astea, puțin dintre noi verificăm informațiile pe care le avem, modul nostru de trăire, de umblare, de vestimentație, de orice vreți dumneavoastră, cu al Domnului Cuvânt. Foarte puțin dintre noi. Efectiv, pe noi ne interesează alte lucruri, ne interesează altceva. Și nu uitați, frații mei, atunci când cineva, de exemplu, vrea să construiască ceva, vă dau un exemplu simplu, și îți trebuie o grindă de vreo 2 metri jumătate,
Te duci la piața de Cherestea, de unde se vând grinzele astea, și spui, domnule, îmi trebuie o grindă de 2 metri jumătate. Și el îți prezintă acolo, domnule, uite, uite aici, ai o grindă, dar are 2,70 m și după mine costă, într-adevăr, dar spui, domnule, mie îmi trebuie 2 metri jumătate, dar mie mi se pare că n-are nici 2,20 m grinda asta. Dar mie îmi trebuie 2 metri jumătate. Nu, domnule, are 2,70 m. Bun, te poți certa până seara cu el. El ține pe-a lui, tu dorești altceva. Până apare cineva care are un metru. Pune metru pe grinda respectivă și constați adevărul, la care nu mai comentezi nici tu, nici el, pentru că ai adus etalonul care spune adevărul. Stimații mei, în domeniul spiritual, Dumnezeu ne-a dat un dreptar, adică un etalon. Când noi vom fi judecați, se va pune pe noi metru spiritual. Când noi vom fi judecați pentru deciziile noastre, se va pune etalonul lui Dumnezeu. Nu se va pune statutul de organizare al cultului pentecostal, că poate stați bine. Nu se va pune statutul de organizare al cultului ortodox, că s-ar putea ortodox și să stea bine. Se va pune cuvântul lui Dumnezeu, căci după cuvânt vom fi judecați toți. Verifici informația cu etalonul, cu manualul? Că asta trebuie să faci. Apostolul Pavel, care a fost răpit până la treilea cer, care era un poliglot, când a coborât jos, a spus că am văzut lucruri pe care nu le pot explica în toate limbile pe care le cunosc eu. Nu se pot reproduce. Omul acesta care avea toate darurile spirituale, la un moment dat, spune Scriptura, a ajuns în Berea. Cei din Berea, spune doctorul Luca, care scrie cartea Faptelor Apostolilor, avea o inimă mai aleasă. Băi, normal, de ce? Pentru că se duceau acasă și cercetau dacă ceea ce a predicat Pavel era după etalon. Cum voi îl verificați pe Pavel, băi? Păi dă-i să-i dicta mai omul, învățat la picioarele lui Gamaliel, și împărații erau la curent cu studiile lui. Toți știau de el. Voi v-ați găsit să vedeți? Da. De aceea Luca nu spune că erau mai circumspecți, mai neîncrezători, mai necredincioși, nu. Ci aveau o inimă aleasă, că verificau. Frații mei, creștinismul este brăzdat de tot felul de oameni. Te intersectezi cu tot felul de oameni. Te-ai învățat să verifici? A venit la voi Virgil Neagu, ați verificat de unde? Ați verificat dacă e în relații bune cu familia? Sigur, fratele, o verifica Ciprian. Dar tot ceilalți, te întâlnești cu oameni, verifică. Nu te lua după zâmbet, că toată lumea zâmbește. Nu te lua câte idee, ce profeție îți dă el, că sunt psihologi ca și te citesc și plus de asta unii dintre ei lucrează și cu duhuri necurate care fac cunoștință cu trecutul tău și sunt atașate de ei. Ai verificat lucrurile acestea? Verifici pe ceilalți din prejurul tău? Că în seara asta se poate, pot predica bine, dar mâine seara dacă aș veni eu tot la voi, chiar dacă seara asta am predicat mâine, bine, mâine iarăși trebuie să mă verifici după etalon. Amin? Așa se face. Pește apreciază Dumnezeu. Câți frați de-ai noștri au fost înșelați pentru simplu fapt că n-au verificat informațiile, n-au pus întrebări. Și nu-i deranjant când pui întrebări. Trebuie să pui întrebări. Pentru că spune Biblia, vegheați unii asupra altora. Nu dezvolt mai mult subiectul acesta, că câteodată chiar trebuie să-i dezvoltat, dar nu-l dezvolt, pentru că aș vrea să vă spun foarte clar, suntem chemați în vremea aceasta și suntem apreciați de Sfânta Scriptură câtă vreme noi căutăm, stimații mei frați și surori, iubiți ascultători, să fim oameni care verificăm informația și suntem gata să o cunoaștem. Asta e prima categorie de oameni. A doua categorie de oameni sunt cei care, după ce au verificat informația, cei ce au verificat ce au văzut, ce au auzit cu al Domnului cuvânt, sunt gata să împlinească ce le cere Dumnezeu, chiar dacă asta îi costă. Sunt o multitudine de oameni care verifică și sunt prieteni de ai noștri și chiar din adunare, sunt oameni care au verificat după Sfânta Scriptură și știu că trebuie să-și ceară iertare, știu că trebuie să ierte. Știu că trebuie să-și plătească datoriile, știu că trebuie să se pocăiască, știu că trebuie să se boteze, știu de asta, dar numai nu le fac. Știu, cunosc, au verificat, știu că așa e bine, știu că urmează să facă asta cândva, dar nu se dispuși acum să o facă. Dați-mi voie să vă pun în fața dumneavoastră niște oameni, tot din timpul respectiv, care n-au amânat.
După unii teologi, Maria, la momentul logodnei ei, avea 17, iar unii spun că 15 ani. Deci o fătuță din Israel. Ea era rogodită cu Iosif. Și, bineînțeles, că așa cum logodna atunci presupunea un contract verbal, în care după care logodnic se ducea să pregătească un loc să locuiască, după care venea și-și lua logodnica și apoi plecau la sala ospățului de nuntă. Veți citi în Biblie despre pilda celor 10 fecioare care dau o fereastră spre obiceiul vremurile respective. Și acum Maria era logodită cu Iosif. Bineînțeles, ca să o aducem în vremurile noastre de astăzi, pe atunci nu erau așa, dar să presupunem la un moment dat că ar fi o logodnică din timpul... Ea e logodită cu Iosif, cu logodnicul ei. Pe la ce se gândește o logodnică? La ziua căsătoriei. Cât de fain va fi. Cum se așează, cum se asorteze șerbețele cu pierdele, sau ce mai gândește ea să așeze acolo. Că câte nu se... Câți bani nu se cheltuiesc, câteodată se cheltuiesc bani la nuntă ca să ai și plătit toată viața. Dar în fine, asta e ideea dumnealor, din punctul ăsta de vedere. Ori fiecare logodnică se gândește la momentul respectiv, când se va căsători, când va fi prezent rabinul, când Dumnezeu le va da binecuvântare și vor începe viața de căsnicie. Și pe când logodnica asta se gândea și ea, ca orice logodnică, la momentul acela, apare dintr-o dată un înger. Noi suntem totdeauna înconjurați de îngeri, dar ei n-au dreptul să materializeze, fără acordul lui Dumnezeu, cu un mesaj anume, ca să dea credibilitate mesajului respectiv. Aici e plin de îngeri deja, în locul ăsta. Oriunde noi mergem, sunt îngeri al lui Dumnezeu. Peste tot sunt campați îngeri. Vedeți că Biblia spune în dese locuri, au dat peste tabăra lui Dumnezeu. Pe alea și acum. Vă amintiți dumneavoastră faza aceea când împăratul Siriei îi adună pe toți generalii lui și îi spune, băi, care ni trădează? Pentru că noi facem ambuscade, facem capcane și evreii le evită la milimetru așa. Care? Nu se înțelege decât că ni trădează. Noi muncim degeaba. Și atunci generalii lui îi spun, știi care e teama? Nu trădează nimeni. Evreii au un om mai important ca oricine la noi. Este Elișei, fiul lui Șafat, care spune împăratul lui Israel, nu ne punem noi capcanele și întindem abuscade și muncim din greu să facem gropi sau ce mai facem noi pe acolo, punem pari și altceva, ci îi spune împăratul Israel și cuvintele pe care rostești tu în camera ta de culcare, unde niciunul dintre noi nu intră acolo. Atai de... Și dintr-o dată împăratul Siriei spune, băi, eu n-am de voie să mai prind tăt armata la ăștia. Dacă îl prind pe Elișei care îi spune toate treburile astea, eu de fapt i-am lăsat pe ăștia fără informații. Și atunci află prin serviciul lui secret că Elisei se află la Dotan. Trimite o armată de elită să-l prindă doar pe Elisei. Când scoală Elisei dimineața împreună cu slujitorul său, se uită, tot Dotanul este înconjurat. Dacă era o singură breșă, slujitorul lui Elisei a spus, stăpânii plecăm pe aici, că aici nu-i păzidești. Păzesc, tot aici nu păzesc. Nu, nu, au constatat că n-au pune fugi. Și slujitorul lui Elisei spune, stăpâne, ce vom face? Elisei, nederanjat, îi spune, mai mulți sunt cu noi decât cei cu ei. Și doar era greu de numărat câți erau cu dânșii. El și cu slujitorul, și slujitorul era pe fugă. Nu trebuia numărat mult. Că nimeni, când vezi armata aia de elită împrejur acolo, dar Elisei îi spune, sunt mai mulți cu noi. Ăsta nu s-o da seama și atunci Elisei spune, Doamne, deschide-i ochii să vadă, cu alte cuvinte, ceea ce eu văd tot timpul. Deschide-i ochii. Dintr-o dată se deschide ochiul ăsta și vede dincolo de armata aia de elită, tot numai detașamente de cai și călăreți de foc. Totul e acolo. Păi numai un singur călăreț de ăla de foc să fie evit acolo și rezolva problema. Dar n-a intervenit niciodată călărețul aia de foc. Doar asigurau că toate se fac după voia Domnului. Ăia sunt totdeauna prezenți, frații mei. Odată și firele de păr din capăt sunt numărate. Îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce se tem de El. Sunt acolo. Au tabere. Tabere în grădina ta, tabere în casa ta, peste tot, sângerea lui Dumnezeu. Ori, e foarte important să conștientizezi lucrul ăsta. Nu te poate atinge nimic decât ceea ce îngăduie Dumnezeu. Și când îngăduie Dumnezeu, îngăduie cu un scop în viața ta. Nu te lamenta, te plânge. Caută scopul, Doamne, pentru ce vrei? Să-mi dezvolți răbdarea? Sunt disponibil. Le spuneam la frați că există anumite operații prin care trebuie să treacă anumiți oameni. Nu ai ce face, folosești ungere, folosești rugăciune, folosești postul, dar nu se întâmplă nimic.
Pentru că Dumnezeu te duce pe mâna oamenilor. Pentru că acolo are un plan cu tine, în primul rând, apoi un plan cu mărturia ta și așa mai departe. Ei, sunt doctori care știu că o anumită operație produce anumite efecte negative, dureri, înțepături, anumite stări de vomă chiar la anumite situații, pentru că au mai operat situații de alea. Ei, când te operează și nu-ți spune nimic, tu ai vomă, ești speriat, domnule, dar m-a operat, acum de ce am vomă, de ce mă înțeapă, de ce am problemele astea, ești în continuu într-un stres. Dar medicii profesioniști vin la tine și spun, nu ești operat, dar când te vom opera, vom rezolva problema care trebuiește, dar după aceea, din cauza anesteziei sau din cauza operației, o să simți niște înțepături, ca de cuțite, o să simți niște dureri, o să ai și vomă, o să te doară și capul, cu tare, bun, te operează, după ce te operează, dintr-o dată te înțeapă, dar știi că suporți alea? De ce? Pentru că informația dinainte te-a pregătit. De-aia e important să cunoști despre durerile care vor veni. Cu o grămadă de creștini nu se pregătesc pentru asta. Pentru ei va lua prin surprindere. De-aia e bine să predici. Doamne ajută, frații mei! Ori, stimații mei, s-a materializat îngerul în fața lui Maria și Maria s-a speriat și ea. Și îngerul i-a spus, nu te teme, pentru că ai căpătat trecere. Maria probabil se gândea că la nunta ei o să fie din nou prezenți îngerii și va binecuvânta și așa mai departe. Și îngerul îi spune, ai fost aleasă ca din tine să se nască Mesia, Shiloh, unsul, promis în Israel. Și Maria, ca o fată de la țară, spune, voi vorbiți că din mine se va naște Mesia. Eu știu că o fată, ca să nască cineva din ea, trebuie să aibă legături cu un bărbat. Și eu n-am legătură nici cu Iosef, nici cu un bărbat, n-am. Și atunci îngerul îi explică. Foarte interesant că Dumnezeu nu intră cu bocanci și spui, oricum se va întâmpla chestia. Vrei, nu vrei, asta e treaba. Nu, 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 cu respect. Vine îngerul și se spune, puterea celui prea înalt te va umbri și ceea ce se va zămisli în tine va fi de la Dumnezeu, se va naște Sfântul lui Dumnezeu. Și atenție, frații mei, îngerul ăsta, căruia îi spune Gavril, nu îi spune, uite, tu ești o fată tânără, poate nu știi prea bine, dar Mesia trebuie să vină în lume să mântuiască nu numai pe tine, nu numai pe Iosif, bărbatul, logodnicul tău, să mântuiască întreaga omenire. Și pentru asta am nevoie de acceptul tău. Am nevoie să spui da. Am nevoie de... Nu, nu. Nu-i spune, vezi să faci o adunare generală, du-și vorbește cu rabinul, vorbește cu Iosif, vorbește cu părinții tăi, vorbește cu cineva și după aceea vin după răspuns. Îngerul stă lângă ea, lângă fata aia de 17 ani. Stă acolo până aude următoarele cuvinte. Iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și așa a venit mântuirea mea și a ta în lumea aceasta. Cu o fată n-a spus, păi te-am pregătit în nuntă, băi. Cum adică? Totul e asortat, totul e cu tare, tu mi-anulezi totul. Ce faci ce vrei tu? Asta e nunta mea și te duci înapoi în șer. Cânti cu ceilalți, dar pe mine mă lași în parții să-mi văd din nunta mea. Câte logodnici ar fi în stare să refuze o asemenea ofertă? Și Maria a acceptat. Știți că n-a mai fost nicio nuntă? Ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt, înainte de vreme. M-aș fi așteptat ca îngerul, după ce a obținut răspunsul, să fugă repede la Iosif, să-i spui, Iosif, dacă ai să vezi că Maria se mai îngrașă, mai capătă proporții, mai cea lucruri așa care apar, să nu cumva să te stresezi, mai. Nu cumva, nu se duce îngerul. Dar de ce? Ca să vadă cum trebuie să poarte un bărbat pocăit, neprihănit. Că Iosif observă că Maria logodnică, prea iubita lui logodnică, însărcinată. Și știa sigur că nu cu el. Dar nici prin cap nu-i trecea că e de la Duhul Sfânt. Bun, ce faci într-un caz din ăsta? Până aici, cu pocăința. Până aici, că ăștia dau divorț de mai puțin. Până aici. Spune Scriptura despre un Iosif, bărbatul, eu nu mai citesc, nu mai citesc din Sfânta Scriptură, dumneavoastră cunoașteți bine pasajul ăsta, sau așa îmi pare mis, cred că cunoașteți bine pasajele biblice. Iosif, care era un om neprenit, n-a dorit să o facă de... Cum un om neprenit nu faci pe altul de rușine, chiar dacă merită? Că după noi, bărbaților, merita făcută de râs logodnica asta care i-a promis lui ăsta că numai pentru el trăiește și acum e însărcinată și tu știi sigur că nu tine?
s-a gândit să o lase pe ascuns. Asta însemna că pleca din zonă și toți din pe jur spuneau, unde-i băiatul ăla, măi? Că văd că fata asta e însărcinată și el a dispărut din zonă. Ce-a făcut? Și pe când se gândea la aceste lucruri, apare îngerul cu întârziere și îi spune, Iosife, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, că ceea ce s-a zăvestit în ea nu-i de la vreun om, ci de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Așa a început mântuirea noastră. Stimații mei, v-am prezentat aceste lucruri ca să vedeți că fata asta n-a așteptat 2 luni, n-a așteptat 1 an să dea un răspuns, ci pe loc a dat răspunsul care a dus mântuirea întregii omeniri. Cât trebuie să aștepte Dumnezeu după tine și după mine să luăm decizia pe care El ne-a spus-o? Știți că de foarte multe ori există între noi tineri și tinere, copiii de-ai fraților, doamne și domni care vin împreună cu noi și Dumnezeu dorește să le mântuiască toată casa. Toată casa. Dar ei trebuie să înceapă. Și câte vreme ei eu tot o învârt așa, tot pe o parte, tot pe alta. Noi spunem, băi, s-așa de aproape. Bun, mântuirea care trebuia să intre în casa aceea stă blocată de el. Eu am întâlnit copii care au venit la școala duminicală în biserică. Au venit. Eu primit, frate, așa, la un moment dat eu spus la mamă, mamă, știi ce frumos e acolo? Mamă s-a venit să-l aducă aici. După mamă s-a venit și tatăsul, după tatăsul s-a venit și bunicii, după bunicii s-a venit și ceilalți. Și într-o dată, prin copilul ăla s-a deschis ușa mântuirii către tot neamul lor, lăudat să fie Domnul. Bun, tu ești o persoană care știi ce ai de făcut, ai verificat, cunoști. Când faci pasul acesta? Când pleci mai departe? Pentru că în dreptul unora dintre copiii noștri, Dumnezeu i-a pregătit. E una să te naști în lume, în biserică, în familie, să fii curat, chiar dacă la nivel de gând ai ispite, ai, dar să fii cât de cât curat. După ce tu ai făcut pasul botezului, ai acces la tainele lui Dumnezeu. Ne spune Sfânta Scriptură în Luca, capitolul 7, cu versetul 29 și 30 în felul următor. Și tot norodul care l-au auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind. Atenție, Dumnezeu avea un plan pentru farisei și cărturari vrednic de Dumnezeu, nu planul primarului, nu planul președintelui, ci Dumnezeu avea un plan pentru ei. Și ăștia au anulat, au zădărnicit tot planul lui Dumnezeu pentru un păcat grosolan. Nu! N-au primit botezul. Și planul lui Dumnezeu a rămas în stand-by și nu s-a mai putut împlini cu ei. Pentru că există planul lui Dumnezeu, ai acces la el după ce ai intrat pe ușă. Și ușa este credința în Iisus Hristos manifestată prin botez, Doamne ajută! Amen. Vedeți dumneavoastră, avem sala asta, dacă n-ar mai avea ușele celălalt, dar știu dinainte că de foarte multe ori ne adunăm în anumite comunități care aveau doar o ușă la intrare. Și la ușa, la intrare era ușa era bună, așa, dar avea o cheie. O simplă cheie era. Câteodată, frații pregăteau, că știau că trebuie să vină oaspeți, pregăteau în adunare câte un ceai cald, care era pus pe masă, pentru slujbă, totul era înăuntru, căldură înăuntru. Marea problemă că vineai la adunare și ăla cu cheia lipsă. Ăla cu cheia lipsă. Și afară erau minus 20 de grade. Bun, un timp rezistai tu cu mocasinii, cu așa, dar la un moment dat începem, dar nu putem intra. Păi și singurul lucru care ne împiedica era o chestie zâmsată, care se numește cheie. Ai o vea careva și nu era acolo. Păi, dar înăuntru e ceai cald, dar înăuntru e căldură, dar înăuntru e orga, dar înăuntru e frumos, totul e frumos, dar lipsește ceva. Stimații mei, tu ești atât de aproape. Toate astea sunt înăuntru. Cheia prin care intri în binecuvântările lui Dumnezeu este botezul, slăvit să fie Domnul. Oamenii aceștia au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei și au rămas în frig, în terminologia noastră, neprimind botezul. Acolo și-a murit. Neprimind botezul. Există foarte mulți oameni care vin, asistă, cunosc, dar nu fac pasul. Există mulți tineri care știu ce ar trebui de făcut, nu fac pasul. Există daruri pregătite, dar nu fac pasul. De ce să nu vă spun, particip la conferințe de tineri și mă întreabă, frate, ce să fac acum, eu sunt prieten cu cineva de 2 ani, de așa mai departe, și constatăm cu stupoare că se întâmplă ceva din ce în ce mai mult. Că ne place să ne luăm după sistemul lumii acesteia și băiatul păstorului se împrietenește cu fata prezbiterului. Băi, dar sunteți botezați? Nu, dar sunteți pocăiți. Bun, sunteți pocăiți.
Bun, sunteți, câți ani aveți? 14, 15 ani, mergem înainte, suntem prieteni, înțelegem, mergem la repetiții, mergem în misiune, dacă nu o să avem vârsta, o să ne căsătorim. Bine, mergi, chiar îl numești pe băiat tata fetei Ginerică deja. Îl numești Ginerică, ce mai faci, nora mea, ce mai faci, dar ei sunt doar prieteni, ei au de gând să căsătorească. Se întâmplă ceva, după ce iau botezul și ea și el, constată că ea e fată bună. Constată că el e băiat bun, dar nu e bun pentru el. Pentru că planul lui Dumnezeu se desfășoară după botez, nu înainte de botez. Și dintr-o dată vin speriați la mine și la alți slujitori și spune: frate, am luat botezul, acum am 22 de ani. De pe la 17 ani prietenesc cu fata lui Cutare. M-am dus pe la el, am băut ceai, am fost pe spocăiți, n-avem treabă. I-am băut ceai, i-am băut cafea, au venit și ei și Cutare. Acum m-am pocăit și văd, fata asta e bună, e excepțională, dar nu-i pentru mine, nu-i pentru mine. Cum să-i spun eu la tati, pe care îl numeam viitorul meu socru, că nu-i pentru mine, că fugi cu drujba pornită prin sat după mine. Cum să-i spun eu așa ceva? N-ai ce-i face. Cine te-a pus să te implici înainte de vreme? De-aia vă rog tare mult. Vreți să cunoașteți planul lui Dumnezeu și de căsătorie și de lucrare? Luați cheia și intrați pe ușă ca să cunoașteți voia Domnului. Doamne ajută! Așa, uitându-te pe geamuri, cine știe ce vezi? Cine știe ce vezi? Tot te uiți pe geamuri prin afară. Băi, e cheia și intră înăuntru. Și când intri înăuntru, Dumnezeu îți spune: am planul tău cu tine să fac lucrul ăsta, ăsta și ăsta. Pentru că ai intrat în harul lui Dumnezeu. Doamne ajută! Cât îți ia? Tot te învârți pe lângă clădire, pe lângă corabie și numai nu intri acolo? De aceea e important să iei decizii și decizia trebuie să o iei cât mai repede. Domnul Iisus Hristos trecea ultima dată pe Ierihon și unul dintre oamenii care ar fi trebuit să demonstreze care are tot ce-i trebuiește, stea liniștit acasă, era Zacheu. Că din punctul nostru de vedere, dacă ai o poziție socială bună, mai marele vameșilor, și dacă ai o grămadă de bani, ești foarte bogat, ar trebui să fii împlinit. De el nu era împlinit. El dorea să-l vadă pe Iisus. A mers la locul unde era Iisus, dar nimeni nu i-a dat prioritate. Nimeni nu s-a dat la o parte. Și fiindcă era și scund din înălțime, mai josuț, nu l-a putut vedea. Dar el a vrut să-l vadă. S-a interesat pe ce drum trece Iisus, o alergat înainte, s-a urcat într-un copac ca să nu mai deranjeze ăștia cei mai înalți și să nu mai plângă el că-i scund, și din copacul acela n-a putut nimeni să-l oprească, să-l vadă pe Iisus. În timp ce convoiul venea pe acolo, el din copac s-a uitat, spunea: văd pe toți fără probleme, ăștia mai înalți nu mă deranjează, efectiv nu-și mai fac efectul asupra mea. Și de acolo din copac el stătea liniștit, dar fără ca nimeni să facă prezentările, Iisus s-a oprit în dreptul dudului și a spus: Zacheie, dă-te jos de grabă, că astăzi trebuie să intru în casa ta. Știi ce spune următorul verset? Zacheu s-a dat jos de grabă și l-a primit cu bucurie. Probabil mergea pe timpul ăla. La momentul actual, dacă vine Domnul Iisus Hristos în adunare și spune: astăzi trebuie să intru acasă la tine, să mă duc, frața ar spune: nevastă mea nu știe, nu-ți dai seama ce se întâmplă. Las că rămâne pe altă dată. Nu-i așa? Nu mai suntem atât de ușor de primitori de oaspeți sau de a lua decizii rapide. Nu. Când ne spune Domnul Iisus, trebuie ca astăzi să faci lucrul acesta, nu suntem. La Ierusalim, în ziua cinzecimii, erau adunați mii de oameni să sărbătorească rusaliile. Petru, în timp ce predică, spune: pe acest Iisus pe care voi l-a răstignit, Dumnezeu l-a făcut Hristos și Domn. Nu știu ce mai vrea să predice. De ăștia l-au oprit și au spus: fraților, dacă Iisus este Hristos și Domn, noi ce ar trebui să facem? Petru le spune direct: pocăiți-vă, fiecare dintre voi să fie botezați în numele Domnului Iisus, apoi veți primi darul Sfântului Duh. M-aș fi așteptat că ăștia spună: mergem acasă, întrebăm de neveste, de socri, de părinți, de colegi, întrebăm dacă e ok. Nu. În ziua aceea s-au adaos la biserică câți? Păi da, voi nu întrebați de nimeni. Nu, e urgentă. Mântuirea trebuie făcută acum. Când aduci în spectrul nostru al bisericii și îți vorbește Duhul Sfânt la o slujbă de genul acesta, că ai de făcut ceva și vine lângă tine, cât timp îți durează să iei decizia? Pentru că aia trebuie să o iei. Și tu blochezi lucrarea lui Dumnezeu pentru tine prin faptul acestor decizii, ca și fariseii de altă dată. Blochezi lucrarea lui Dumnezeu. Tu ar trebui să fii mai sus.
Spunea Apostolul Pavel unei biserici, voi care de multă vreme trebuia să fiți învățători, aveți nevoie iarăși de lapte duhovnicesc, pentru că sunteți prunci în Hristos. Pentru cum ăștia n-au mai crescut? Nu! Pentru că n-au luat deciziile care trebuie, când trebuiau. Iată aici Maria și cu Iosif, au luat deciziile care trebuia să-L primească pe Hristos în viața lor, chiar dacă lucrul ăsta i-a costat. Iubiții mei, când vă vorbește Dumnezeu prin cuvântul Evangheliei, obișnuiește-te să iei deciziile pe care Dumnezeu le așteaptă. Doamne ajută! A treia categorie de oameni pe care o găsim, după cei care verifică totul cu dreptarul, după cei care sunt disponibili să împlinească imediat ce le cere Dumnezeu, sunt cei care continuă să se închine. Observ de foarte multe ori oameni care au intrat în clădire, care au cheia, că în prima fază sunt plini de râvnă pentru Domnul, în prima fază sunt la rugăciune, în prima fază marța sau când e slujbă, sunt la rugăciune, la slujbă, sunt nelipsiți de la casa Domnului. Noi ceilalți mai vechi spunem, sunt la dragostea din tâi. Și mulți înăuntru nostru spune, li treci și lor cum ne-au trecut și nouă. De ce? Pentru că știm că e o perioadă, dacă nu veghezi, ai pierdut lucrul ăsta. Ori, estimații mei, toate aceste lucruri se pot constata. Se pot constata că există o delăsare așa. Oamenii nu se mai închină, nu mai sunt pasionați de închinare, nu mai vin cum trebuie la închinare. Altă dată, când v-ați pocăit, voi vă aduceți aminte când se spunea Iisus Hristos este Domnul, aminul tău nu lipsea. Ei, acum stai liniștit așa că poți spui și altul. Și dacă spune vreunul, spui, cred că e venit recent la pocăință. De ce? Pentru că asta e starea din început pe care ai avut-o plină de râvnă. Pentru că ai știut cum să te închini atunci sub călăuzirea Domnului. La un moment dat dispare. Și vreau să vă spun, poporul Domnului este plin de oameni care nu se mai închină. E plin de oameni care ascultă muzică bună, ba chiar vor foarte bună, consumă predici, consumă cântări, consumă experiențe ale altora, dar ei efectiv nu sunt implicați cu nimic în toată treaba aceasta. De aceea, a treia categorie care vor moșteni cerul sunt oameni care știu să se închine. Doamne ajută! Amin. În categoria aceasta fac parte magii. Cum v-am spus, ei erau niște celebrități ai vremii respective, pentru că, după cum știți, Irod n-a fost un tip blânduț așa. El și-a omorât o soție și niște copii pentru că a crezut că vor să ia la tron. Deci era un tip dur. Apar la poarta lui niște personalități. Unii, după tradiție, spun că erau trei, după daruri, alții după spun că erau patru. Biblia nu ne spune câți erau. Și nu îi întreabă pe ăștia, băi băieți, dacă ați venit aici să mă întrebați pe mine unde e împăratul de curând născut al lui Dumnezeu, vreau să vă spun că la mine în casă nu s-a născut nimeni și cât vă mai stă capul pe umeri, dispăreți repede din zonă. Nu ești o dat seama că în fața lui sunt niște persoane care trebuie să luate în seamă, de aia nu au pus întrebări de genul ăsta. Cine sunteți voi? Știa cine sunt. Ei bine, oamenii aceștia au văzut în constelația lui Israel o stea unică, specială, care nu va mai apărea vreodată, numită Luceafărul de dimineață, e numită simbolic, dar a fost o stea specială. Și ei au dat seama că este unui împărat care s-a născut în lumea aceasta. Și atunci au luat decizia să meargă să se închine la împăratul ăsta. Păi, dar făceți aici un altar și pe altarul ăla puneți o jertfă sau spuneți ceva, aduceți o rugăciune și gata, vă vedeți fiecare treaba voastră. Nu, 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 noi trebuie să mergem să ne închinăm lui. Ca atare, frații mei, ca să se poată închina, ei au știut că închinarea totdeauna costă. Costă. În primul rând costă timp. Oamenii aceia nu știu ce treabă aveau, nu știu ce familie aveau, nu știu ce aveau de făcut, dar au plecat pe un drum. Pe un drum care cu tot cu pauzele pe care le-au făcut din răsăritul îndepărtat până la Ierusalim și apoi înapoi a durat foarte mult. Spune Scriptura că au ajuns la Irod. Irod s-a interesat în ce timp a apărut steaua. După care, când a văzut că ăștia nu s-au mai întors pe la el, a dat porunci, a dat poruncă oștilor sale și soldaților săi să meargă să ucidă toți copiii de parte bărbătească din Betleem și din împrejurim de la vârsta de cât? Dar de ce 2 și nu 5? Că prinde mai mulți. Potrivit cu vremea pe care o aflase de la magi. Dau citatul Bibliei. Din nou nu mai deschid acolo pentru că dumneavoastră știți textul Bibliei. Potrivit cu vremea pe care o aflase de la magi. Deci ca să se închine ăștia plecase cu aproape 2 ani de zile să meargă să se închine cuiva. Frații mei, principalul lucru pe care îl dăm la închinare este timpul.
Foarte mulți dintre noi nu suntem disponibili să venim mai repede. Cu toate că suntem aproape. Ne comportăm ca și magii, venim ca și ei la rugăciune, odată la nu știu cât timp, de parcă am locuit în răsărit. Însă v-aș ruga tare mult, frații mei, când vii să te închini, v-aș ruga tare mult, luați-vă timp. Pentru că aici nu vă închinați unui prunc. Nici unuia care e pus pe o cruce și strigă el, lama sabachthani. Între noi totdeauna este prezent unul care e împărat al împăraților și domn al domnilor. Trump mai este ales acum în cotură și gata, intră în istorie. Hristos al nostru rămâne împărat în vecii vecilor. Și El vine la noi, aici. El intră în noi. Cum ar trebui să vin eu la închinare? Cunosc comunități care nu ies în evidență cu altceva. Dar la ei, la ora 9 fără 5 duminică dimineața, sau 6 fără 5 la slujbile de seară, nu mai vezi intrând nimeni. Dacă intră cineva după ora asta, înseamnă că au avut pană la mașină. Sau înseamnă că l-a oprit poliția pentru un control, ceva. Dar el din timp e la adunare. Din timp laudă numele Domnului. Pentru că el știe că aici e prezent Domnul Domnilor. Restul vin, intră cu mâinile în buzunare, ce mai faceți pe aici, că ne întâlnim noi din noi. Ei nu-L văd pe Hristos între noi. Ori v-aș ruga tare mult, frații mei, dați timp acestei lucrări. Dați timp părtășiei la casa Domnului. Obișnuiți-vă că atunci când veniți să aduceți trupul vostru ca o jertfă vie, nu somnoroasă. Pentru că există frați care stau sâmbătă seara la televizor până spre seară la tot felul de talk show-uri, ca să spun așa, iar dimineața să nu cânte fanfara, că scoală. Nu are voie fanfara să cânte. Pentru că el așa de doarme liniștit și cere și predicatori pe iubiți, frați și surori, pe aceeași linii să meargă în continuare. Că dacă vine unul și strigă un aleluia, l-a trezit. Frații mei, ori când Biblia spune să avem aceste trupuri vii înaintea Domnului, se referă la faptul că dacă la servici te duci odihnit, dacă în excursie te duci odihnit la casa Domnului, cum ar trebui să vii? Să ne ajute Dumnezeu. Păi când începe cântarea, câți, măi? Când începe rugăciunea, te rogi. Când se predică cuvântul, ești acolo, că ai venit din timp, toate le-ai pregătit, vii să te întâlnești cu Domnul. Și dacă ești ceva, ești datorită Lui. Majoritatea dintre noi poate eram morți, poate eram bețivi, poate eram destrăbălați, dacă nu sunt îndura Dumnezeu de noi. Pentru că am moștenit un fel de șer de vețuire de la părinții noștri, de la bunicii noștri, și ne-a adus Dumnezeu la Evanghelie și trăim datorită Harului Său. Oare cum ar trebui să ne întâlnim cu binefăcătorul nostru? Ori timpul este o valoare pe care o putem să o jertfim la picioarele Lui. A doilea lucru pe care îl putem jertfi este atitudinea. Spune Scriptura că după ce au plecat de la Irod, le-a apărut steaua care a călăuzit de până deasupra locului în care era pruncul și cu mama lui. Când au intrat înăuntru, au găsit pruncul care, conform a ceea ce am citit și v-am spus mai înainte, avea aproape 2 ani de zile. Nici nu știu dacă se uita la ei. Când au intrat acolo. Bun, când vezi pe un tron un împărat de 25 de ani, de 30 de ani, băi, contează. Contează să scoți pălăria. Contează să te pui într-un genunchi sau în 2 genunchi. Contează să stai cu fața la pământ. Dar în fața lor era un copilaj de 2 ani de zile. M-aș fi așteptat să spună, băi, am adus aici aur, smirnă și tămâie, smirna e de două ori mai scumpă ca aurul, așa era atunci, smirna este, dă-i ceva tămâie, restul ținem noi, că poate când ne întoarcem mai trebuie, că uite, e un copilaj aici, el vede exact ce dăm noi și așa mai departe. Nu, 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 spune Scriptura, când l-au văzut pe prunc și pe mama lui, s-au aruncat cu fețele la pământ, s-au închinat și au deschis visteriile și au adus daruri. Iubiții mei, încă o dată vă repet, era un copil de 2 ani. Când venim aici, e prezent Iisus Hristos. Chiar dacă e slujba obișnuită, chiar dacă slujbii ca astea am mai văzut, e prezent Iisus Hristos. Există anumite limite ale decenței, există anumite limite ale slujirii, pentru că trebuie făcut în prezența Lui. Câți oameni n-am întâlnit, și asta e și din cauza obișnuinței pe care o avem, care nu mai au respect de casa Domnului, care efectiv nu mai simt nimic, nici nu mai cred de foarte multe ori. Noi credem că Iisus e prezent dacă ne cercetează Duhul Sfânt prin fiori.
Noi credem că Iisus e prezent dacă a fost descoperire. Nu! Iisus e prezent totdeauna când se adună doi sau trei. Și fără fiori, și fără descoperire, și fără vedete, și fără altul. Iisus e între noi. Ori când conștientizăm lucrul ăsta, ar trebui să ne înarmăm cu o doză de seriozitate, să-L putem sluji pe El, Doamne ajută! Și acum mi-aduc aminte că odată am organizat, ca și dumneavoastră, o evanghelizare, am chemat predicatorii, am chemat cântăreți la o comunitate mică unde slujeam la vremea respectivă și am chemat și oameni din localitate să vină la evanghelizarea respectivă. Că i-am chemat, toți au promis că vin și în seara de evanghelizare n-a putut niciunul. Ba la unul i-a venit copilul, ba la unul i-a durut capul, ba pe unul n-a venit niciunul. A venit predicatorul, s-a ținut slujba, s-a făcut lucrarea și așa mai departe. Bine, oamenii s-au simțit oarecum datori față de cei care i-au invitat. O trecut slujba de evanghelizare, săptămâna următoare, joi, seara, când noi avem seara obișnuită, când ne adunăm noi între noi așa, anunță ăștia, băi, m-am gândit, am vorbit cu ceilalți prieteni, cu ceilalți colegi, vinim seara asta la voi, că e adunare, vinim. Păi noi n-am chemat pe nimeni, nu știm pe nimeni, îți chemăm, nici cântăreați, nici nimic, trebuie să cântăm noi, din noi, să predicăm noi, din noi, bun. I-am, veniți, dacă veniți acum, tot e bun și acum. I-am anunțat pe cel, și ce facem acum? Pe ce facem? Facem cum și cum eram numai noi. Am început să cântăm noi din noi, am început să predicăm cu cine era, s-a făcut slujba cu cine era, din punctul nostru de vedere, n-aveai și vedere. Pentru că noi eram obișnuiți cu treaba asta, din punctul nostru de vedere. Totuși, la urmă, așa, am mers și am întrebat, ei, cum vi se pare cu slujba? Noi așteptam să spună, băi, oameni buni, mai puțin, mai așa, mai... Ei spuneau, dom'le, nu știu ce e aici între voi, dar efectiv la slujba asta numai fiori așa au trecut prin mine, este ceva aici că eu nu înțeleg, este ceva pe care nu le pricepem, dar este o putere aici care ne face să plângem, ne face să fim, nu știu cum se numește treaba asta, dar efectiv nu ne simțim grozav în prezența noi toți, slăviți să fie Domnul ăsta, e Duhul Domnului, ăia simțeau ce noi nu... Simțeam. Știți că de foarte multe ori pocăiții nu mai simt, folosesc terminologia asta a volților, 220 de volți, nici la 380 mai auzi câte un aleluia, ah, gata, e prezent Domnul aici. Păi dar ce nu ne-am învățat să fim ca înainte, frații mei? De ce? Pentru că asta înseamnă sensibilitate. Ori, iubiții mei, când îi prezent Hristos acolo, oamenii trebuie să vadă. Am întâlnit situații când am mers la evanghelizare, s-a terminat slujba de evanghelizare și împreună cu frații de acolo, i-am întrebat pe prietenii care erau pe primul rând și pe sală, cum vi s-a părut la slujbă? Și oamenii au spus, măi, nu știu, băieții ăștia cu care m-au invitat pe mine, sunt niște băieți din nota 10, lucrăm pe șantier, sunt coleg în parcul auto sau unde lucrau ei, dom'le, cu ei mâncăm dintr-o gamelă când e cazul, ne împrumutăm, ne ajutăm, sunt niște băieți de comitet, așa cum se zice, glumim. Băi, dar de când am intrat aici, când ne-am văzut cum se roagă ăștia, când ne-am văzut cum cântă ăștia, cum am văzut ce respect au oamenii ăștia, eu mi-am dat seama că aici între voi este cineva pe care eu nu-l văd, dar ei au un respect deosebit. Iubiții mei, când intră oamenii, nu se uită la lucrurile pe care le apreciem noi grozavi, stă ochii deschiși, noi închidem ochii și ei se uită cum surorile, așa, dirijorii și ăștia cu cablurile care nu vin din timp, atunci mufiază cablul. Vezi că nu e șât la jă. Vezi că vin eu la tine cu tare. Ăștia tot stau cu ochii deschiși. Se uită. Spun. Celălalt spune, lasă. Domnișoarele se mai așează părul, că dacă deschid băieții ochii, să aibă și vede. Și o grămadă de... Eu vă spun de ceea ce văd în anumite comunități. Și oamenii ăștia stau așa și se uită. Așa se uită. După care se ridică păstorul și spune, fraților, Iisus Hristos este între noi. Noi avem un foarte mare respect față de El. Și ăștia spun, se vede. De ce? Pentru că magia ăsta ne învață că atunci când vii în prezența Domnului trebuie să ai o anumită atitudine. O atitudine de respect. Să ajute Domnul. Chiar dacă slujbele noastre sunt vesele, sunt încărcate de optimism, între noi totdeauna prezent Hristos. Și noi ar trebui să arătăm lucrul ăsta. Ultimul lucru care costă în închinare sunt darurile. Primul e timpul. Al doilea este atitudinea. Și abia al treilea sunt darurile. Nu uitați, darurile trebuie să date Domnului Iisus. Credeți că Irod n-ar fi avut nevoie de aurul lor? Credeți că preoții nu le-a fi trebuit smirna și tămâia? Cu toate acestea, oamenii au luat de acasă darul. Ei n-au găsit pe sub pietre aur și au spus, hai să ducem pruncului.
prin copaci, smirnă, hai să ducem ceva pruncului. Nu, nu, nu. I-au luat de acasă aur, smirnă și tămâie. Pe drum n-au lăsat nicăieri, nici la puterea politică, nici la puterea religioasă, n-au lăsat aur, smirnă și tămâie, ci toate astea le-au dus și le-au predat celui care merită, Iisus Hristos. Știți că foarte mult aur pierdem pe drum? Multă tămâie și smirnă pierdem pe drum? Pentru că toți au nevoie de valorile acestea care trebuie date doar lui Hristos. Credința noastră, rugăciunea noastră, speranța noastră, care sunt niște simboliste arătate acolo, dar toți au nevoie de ele. Ei, ei le-au luat și le-au dus Domnului Iisus Hristos. Ori, iubiții mei, Iisus Hristos dorește de la noi să venim cu ceva. Foarte mulți dintre comunități, din comunitatea noastră de astăzi, vin la biserică să ia. Să ia. Să ia o cântare bună, să ia un mesaj bun, să ia o atmosferă bună, să ia ceva. Ei vin să consume. Și dacă nu li dai ceva, nu, mă mut din biserica asta. Mă duc în altă parte. El nu vine să dea nimic. Ori, stimații mei, când vii în casa Domnului, te-ai hotărât să dăruiești slavă lui Dumnezeu? Asta înseamnă când se pomenește numele Domnului și să spui slăvit să fie Domnul. Asta înseamnă când cineva a terminat de slujit în biserică să spui Domnul să te binecuvinteze. Asta înseamnă că cu astea vii de acasă. Nu vii în funcție de ce cântă ăla sau ce nu cântă. Vii cu ele de acasă. Pentru că toate astea sunt daruri, cadouri pe care le aduci regelui care e în mijlocul nostru. Lăudați să-i fie numele. Ori foarte mulți dintre noi suntem gata numai să primim. Bisericile care trăiesc atmosfera asta și vin cu darul către Iisus Hristos, ți-e ușor să predici. Te-ai ridicat la anvonul bisericii și vorbeam azi cu un frate slujitor tânăr care mă întreba ce-i de făcut. Simplu, te ridici și predici. Dacă biserica nu-i pregătită, e ca și niște mingi de ping-pong pe care le dai și îți vin înapoi. Și îți vin înapoi, câteodată cu mai mare viteză decât le-ai dat. Îți vin înapoi și pricep că ăștia îți duc mai după sfat frățesc. Pricep. Ei, sunt biserici unde te duci și ăștia vin și laudă pe Domnul și încep slujirea. Tu începi să dai și vezi că nu mai vine înapoi, dar ți-și râdă. Începe să curgă un râu că rămâi uimit tu de ce mesaj ai avut. De ce? Oamenii aceia au venit să dea Domnului Iisus Hristos și Dumnezeu le dă în schimb cântare cu har, mesaj profetic, putere și vindecare, pentru că Hristos apreciază darurile noastre. Slăvit să fie Domnul! Ori lucrurile acestea, frații mei, trebuie să se întâmple în comunitățile noastre. Doamne ajută! Când schimbăm această mentalitate și gândim după perspectiva biblică și gândim după gândirea pe care ne-o prezintă Scriptura, se schimbă toată atmosfera. Nu primim bani mai mulți. Nu primim, dar e o atmosferă. Înainte de a mă pocăi, am jucat fotbal în anumite echipe, așa mai slăbuțe. Dar aveam niște reguli, întâlneam noi niște echipe de fotbal care chiar știau fotbal. Noi pasam așa între noi, dar ei știau fotbal. Dacă nu eram atenți, vă explic cum, dacă nu eram atenți, ne băteau cu 10 la 0 și încă strigam și hai egalarea. Dacă nu eram atenți. Dar noi luam minge, o pasam între noi, o dădeam haut, mai cu tare, încurcam cu alte cuvinte pe terenul respectiv pe ăștia. Și ceilalți, antrenorul ne spunea, băi, trezeți de timp să treacă repizile, poate încheiem la egalitate sau nu o luăm așa tare. Știți că imaginea asta, atragere de timp, o văd azi în comunitățile noastre? Când oamenii vin la adunare, se așează pe un scaun, se cântă, dar ei nu cântă. Se roagă, dar ei nu se roagă. Se predică, el stă și se uite, mai e puțin și se aude cuvântul magic. Adunarea este... Știți și asta? Tragere de timp. Și făceam eu altă dată să trag de timp. Asta facem. Ei, sunt oameni care spun, domnule, eu mă duc la închinare. Ca atare bărbații să scoală mai repede acasă, încep să pregătească tot, pun o muzică ambientală frumoasă așa, spune, copilași, sculați-vă că e ziua Domnului. Să începe să cânte din timp, ajută soția să pregătească hainele, îi îmbracă, cei mici se îmbracă de obicei cu stângul pe dreptul, totdeauna, parcă anumit, duminica dimineața. Nu, te duci și îi corectezi, apoi lejer îi iei, pui în mașină, ai timp să-i așezi în mașină, că o să vedeți că dacă vă sculați târziu, nu aveți timp să... Evident, se urcă tot ca la comandă, așa, intră în mașină. Iar întârzieți, iar ajungem târziu la adunare, iar... Deja e străcată închinarea din momentul. Ei, ei din timp, îi așezi, îi pui frumos așa acolo, pe drum dai drumul, cântați o cântare în mașină, dacă se poate,
Și așa, faceți repetiție la una dacă se poate, veniți la adunare, intrați din timp, care e locul vostru, stați aici și așa mai departe. Și când începe rugăciunea, la rugăciune ne rugăm, ridicăm mâinile, începem să ne rugăm, ne-am pregătit pentru asta, ne-am curățit mâinile în sângele lui Domnului Iisus Hristos și putem să ridicăm mâini curate spre Dumnezeu, Doamne ajută! La cântare cântăm, vine El, da, aduce ne vine, au loc din registrat CD-uri. La studio, aici cântăm cu ei, Doamne ajută! Și ei se bucură de asta. Cântăm împreună cu ei. Când se predică, suntem atenți la predică. Mulți slujitori obișnuiesc să facă lucrul ăsta, în afară de ei care tot vorbesc pe la radio, ei uită de lucru. Dar cum sunt eu, de exemplu, eu din când în când spun slăvit să fie Domnul. Dacă dumneavoastră aud 2-3, înseamnă că trebuie să aterizezi repede. De ce? Pentru că atenția voastră e uzată de altceva. Mai încerc să fac lucrul ăsta și când văd că nu, așa păsesc când mă duc la frați creștini pe Evanghelie, de exemplu, predic la ei și spun, binecuvântat să fie Domnul, itac din gură. Frații mei, Dumnezeu lucrează, itac din gură. Bun, încerc, eu mă uit după schița mea, termin schița, când am terminat, o zic, trebuie să termin repede, că așa, la urmă ei spun, amin, acum îmi pare rău că am terminat. Stimați mei, din punctul ăsta de vedere, vreau să vă spun, când suntem în adunare, toate lucrurile astea conlucrează împreună, lucrează. Și când biserica e adunată, și când trăiește predica, și când trăiește cântarea, și când corul cântă, și când toți ceilalți, la un moment dat te uiți și frații spune, fraților, ne pare rău, dar trebuie să încheiem. Cum așa repede? De ce s-a suspendat timpul? Că oamenii au venit cu daruri, prezența lui Hristos și Duhul Sfânt a fost aici și dintr-o dată noi suntem duși în excursie în lumea așa nouă. Unde se arată că timpul nu mai există, că se suspendă. Că acolo este înălțat Domnul, harul lui este acolo, suntem duși în excursie, după care suntem aduși înapoi și seara sau la altă slujbă Dumnezeu ne învață cum să ajungem pentru totdeauna în cerul nou și pământul nou. Și ne spune ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, oameni care verifică totul cu dreptarul, cu Evanghelia, oameni care sunt dispuși să asculte imediat ce le vorbește Dumnezeu, și oameni care continuă să se închine. Dumnezeu să ne ajute pe toți să facem parte din aceste categorii. Amin. Amin.